Sâmbătă 2 februarie 2019 mă aflu în localitatea Păulești din județul Prahova, unde particip la expoziția județeană organizată de către UCPR. Acum am deosebită plăcere să stau de vorbă cu un tânăr columbofil de valoare. Este vorba despre domnul Marius Ghiță, dacă nu greșesc. Salut și eu din București, membru în cadrul clubului din voluntari, da? Da. Marius, eu stau tot în București, dar spun sincer, auzisem despre tine, dar acum e prima oară când te și văd. Te-am rugat să îmi acorzi un mic interviu, mai că am refuzat-o, dar acum am reușit să te convinc, da, nu? La urmă. În primul rând vreau să te felicit pentru rezultatele pe care le-ai obținut în ultimii ani. Știu că ești un crescător cu păsări de valoare, ai obținut rezultate bune la nivel național și internațional, în sensul că ai avut porumbel la Olimpiadă, da? Da. Dacă ești amabil să ne dai câteva detalii. Polonia, da? La ce categorie? La categoria mascul standard, locul 4 am plecat după România, olimpic, el în locul 5 la arbitrarea de la Brașov. Acolo am obținut locul 69, mulțumit, pot să spun așa. De unde dragostea asta pentru porumbel? Moștenești de la cineva? Pot să zic că de la tata, a avut în copilărie. Deci, practic, te-ai născut cu porumbei în curte, nu? Da. Și tata era cu standardul, cu domnul Stăchițoi acolo pe București sau nu? Nu era, nu? Porumbei voiajorii, n-a avut niciodată. Pe la domnul Stăchițoi ai fost pe acolo prin București? Am fost și la dânsul, da. Îl cunoști, îl cunoști, nu? Porumbei de calitate și la el. Da. Dânsul cultivă porumbei de viață, de standard și zboară în prezent. Bănuiam că pe undeva ți-ai insuflat microbul ăsta cu standardul, nu? Da, a fost o participare așa, oarecare, adică nu pot să vă spun că ai tras în mod special pentru standard, da? Am avut un mascul mai masiv și... Dar asta înseamnă că îți plac păsările, cum să zic, pe naș, cu musculatură, pentru că ăștia standard, da, da, trebuie să arate într-un fel, Marius, nu? Să aibă musculatura, pe naș, da, lucrul și toate cele. Te pricep la ele, ai învățat, nu? În ciuda faptului că ești tânăr, nu? Da, da. Cu ce porumbe ca și origini zbor, Marius? Porumbe de la domnul Petre Petre, porumbe de Kuhlmann, la Cosmin Olteanu am și problemele de balon. În general, porumbe de la crescătorii cunoscuți, să le numiți, valoare, da, cunoscuți. Păsări de calitate, da. Nicolae, de la Adi Ursuleț, am o nepoată din Amorezin și fică din Sandera. Ce categorii preferate ai? Fondul. Fondul? Fondul. Pe Ucraina merg porumbei de mi-fond. Ruta ta de zbor e pe Ucraina? Acolo zborați? Pe Ucraina, nu? Pe partea cu Polonia, bine, ascult. Câți porumbei în lotul de zbor? 55 de porumbei. Mascul, femele, zbor, văduvie, natural? Văduvie, de preferat, prefer mai mult femelele. Zbor mai bine cu femele, nu? Da, văduvie, da. Da, și masculin. Cu echipa cum e? Te descurci cu ea? Da. O nimărești așa? Merge? E ok cu echipa. De ce te întreb? Că în București știi că sunt foarte mulți crescători de valoare, crescători care se ocupă atent de porumbei, alocă mult timp și concurența e mare, da, inclusiv la voluntari. În club sunt... angajați, e altceva, când stai... Tu reușești să-i antrenezi în timpul săptămânii? Să-i duci? Mă mai duci, da, așa? Da, pe săptămână... Le faci, nu? Da. Și dimineața îți antrenez la Belen Sexe, seara mai mult de bună. Bravo ție, frumos! Adică, cât de cât... Te mai ajută cineva din familie la porumbei sau ești, da, singur? Da. Tata sau cine? Și tata, și mama, și tata, da, mea, adică... Deci succesul trebuie să-l împarți la mai mulți, nu? Da, de anul ăsta, în 2018, de fapt de anul trecut, în 2018, spun pe numele familiei Ghiță, nu mai e, da? Pe numele meu. Frumos acum. Acum că te cunosc personal, o să mă uit altfel prin clasamente după tine. Așteptările sunt mai mari, știi cum e? E greu să ajungi sus, e mai greu să te menții, nu? E greu, ce dar nu sus ajungi repede dacă stai de ei, dar greu este menții. Că vin din ce în ce... pe spate cu material genetic, cu altele și dacă nu investești, nu așa ești lângă ei. Ai investit suficient în ultimii ani? Cât am putut. Nu, dar cifre că se aude acasă, nu? Da, cât am putut. Mare, și ai investit până acum mai mult în porumbei? Bani, timp, nervi, sudoare? Mai mult timp. Timp, nu? Da. Stai mult între ei. Nervi, maxim. Țin la maxim. Dacă nu-ți vine așa cum îți dorești, te enervezi? Vă dați seama, da. Sau două săptămâni cu ei, pe timp, antrenează, ocupă-te de ei și când trebuie să vină cum trebuie, da, și nu se intre cum trebuie, da, primii 100 sau primii 50, vă dați seama că vă enervați. Da, la fundul anul ăsta am fost mereu în primii 50 și la 4 etape din cele 6. Bravo! Am avut și locul pe lansare, la o etapă de scula. Te bați cu grei Bucureștiului și ai zone din limitrofe, că sunt mai multe, da, județe, nu? Da. Care zburați, adică, la fund. De decât, eu zic că sunt mulțumit. La vârsta mea, ce-am făcut până acum... Ne poți spune câți ani ai? 22 de ani. Mulți înainte. Mamă, ce tânăr ești! Ce vârstă frumoasă! Da.
ai viitorul în față și toate treptele podiumului sunt, te așteaptă, da. Ce gânduri ți-ai făcut de la Columbofile pentru 2019 anul ăsta? Ce ți-ai dori? Vreau să atac categoria fond. Și ce să vedem? Cu și mai multă încredere, adică, nu? Da, cu mai multă încredere, mai mult timp. Să vedem. Încercăm și ceva pentru demifond, să zic așa. Da? Dar e mai greu acolo. În lotul de zbor pentru 2019, câți porumbei tineri ai? Ai băgat și puii de anul trecut? 33 de tineri. Ai 33 de tineri, nu? Bravo, înseamnă, înseamnă că ești tot. Am fost 90, am selectat, am ajuns la 33. Îi zbor toamna, pui? Da. Am fost la 30 de kilometri, am avut 6 antrenamente de trepte. Frumos. Dar până în 100 care e ușor. La 10, da. 15, 30, 40. Ești răbdător cu porumbei tăi, Marius? Câți ani le-a acors credit așa până decis să-i elimini? Așa, nu prea, nu? Din primul an trebuie să-i bag la fond. Minim la două etape. Fondul înseamnă când? La 700 cât te duci? 650. 650, nu? Și dacă văd eu că dau randament, eu opresc dacă nu. Nu? E limit, nu? Chiar dacă vin și nu fac da, punctaje bune, nu-i țin. Deci am început în 2018 cu 50 de porumbei. Am terminat cu 28, să zic așa, și am oprit 28-17. Bravo! Înseamnă că cer cosită deasă, nu? Da. Înseamnă că rezultatele vor veni, cu siguranță. Trebuie. Marius, mă bucur mult că am stat de vorbă cu tine. Te felicit pentru rezultatele obținute. Mulțumesc frumos. Pentru devotamentul ăsta pe care l-ai pentru sportul columbofil. Și îți doresc în continuare mult succes. Și îți promit, poate în primăvara asta, când o să mai încălzească puțin, trec și pe acasă. Vă aștept cu mare drag. Facem o filmare mai mare la porumbei, da? Da. Toate cele bune, Marius. Numai bine. Sănătate. Bine.